ați venit la Stax TV, episod cu VIP-ul. Te știe mult mai de VIP-ul, te știe, nu? Da. Sau Cristian Bătănoiu. Episodul 2 din sezonul 2. Tot de off-road, pentru că e iarnă și pentru că oamenii sunt interesați foarte tare de aceste mașini și de modificările lor și de turele noastre. Și atunci am să-i aducem aici pe băieți, băieți cu mașini modificate pentru off-road. Zine de mașină, e prima. De acest gen. Cum ai ajuns la decizia de a-ți lua un Samurai? Păi povestea a fost simplă. A început de la un ATV. Da, și ți-ai pus caroserie. Am mers cu el prin pădure o perioadă și mi-am dat seama că trebuie ceva puțin mai mare și mi-am luat un Samurai. Puțin. Puțin mai mare și să nu-ți mai vină vântul în față. Da, să pot să am bun, căldură. Și ți-ai luat un Samurai. Și mi-am luat un Samurai. Am citit puțin înainte. Aveam ca și opțiuni Vitara, Jimny sau Samurai. De ce ai luat Samurai și nu ai luat Jimny? Mi se pare mai nou, mai... Nu știu. Ergonomic. Nu prea îmi plăcea ca și design. Ok, bun. Deci și-am luat Samurai-ul pentru că știam că este o bază bună de pornire. Am multe opțiuni la modificări. Și așa am ajuns să iau Samurai. Și la Samurai a fost singura... Samurai l-am luat pentru că era pe elicoidale. Dacă era pe foi, pica faza. Asta vreau să te întreb. Dintre Samurai, nu, ce Samurai să-ți iei? Adică nu un om care vrea să-și ia un Samurai zice, bă, mi-au Samurai, dar e și de ăla, și de ăla. Mi-am luat un Samurai care se numește SG80, s-a fabricat un singur an și este pe arcuri elicoidale, nu e pe foi. Din fabrică? Din fabrică. Că știu că sunt băieți care le fac ei după. Care fac conversia la elicoidale. Bun. Ca să devină mașina puțin mai confortabilă și să nu mai zdrâncine. Ok, bun. Bun, și ți-ai luat cu amortizoare, cu arcuri și elicoidale. Bun. Ce a urmat după aia, modificările? Prima modificare au fost cauciucurile și înălțată. Bun. Suspensia. Și ai ales de la început Simex, că ai zis și am ales de la început că e mașină de off-road și merg cu ea. Am fost prin pădure, știam că o să fac ieșit prin pădure la noroi și am zis să nu mă complic să schimb mai multe cauciucuri. Am ales direct Simex. Ce modificări ai mai făcut mașină? Că știu că tu ai alt motor, interior, grupuri, reducții, nebunii. Păi am luat cam tot ce se putea de pe un BMW. Am luat scaunele Recaro de pe un E46, okay. Motorul de pe un E36 1.8S, tot de BMW, cam atât. La transmisie am modificat, i-am pus al reductor să fie mașina mai redusă. Un pic, e un pic. Așa, așa și, pe, și la putea spate am băgat un autoblocant. Okay. I-am schimbat pinioanele. Bun. E la buton sau e din... Nu, e autoblocant. Autoblocant. Bun. Deci astea sunt modificările mașinii. Ce putere are? Motorul știu că are undeva la 140 motorul de cai, motorul dezvoltă de fabrică, da, 140 și... de cai. Cam atât are și mașina. Câte chile are ea? O tonă. 140 de cai și o tonă. Bun. Ce sfaturi ai pentru băieții care vor să se apuce de off-road cu o mașină entry-level? Păi contează foarte mult ce vor de la mașină. Bun. Mașina cu cât e mai grea, cu atât merge mai greu în pădure, în teren accidentat. Cauciucurile sunt cel mai important lucru la o mașină. Trebuie să știi ce vrei să faci cu ea. Dacă faci 70% off-road și 30% asfalt, îți iei tu Simex. Dacă mergi mai mult pe asfalt, 60% 40% off-road, poate nu ți-ai Simex, ci ți-ai MAD sau eu știu ce, da, alte normal, dacă... trepadoare sau mai știu ce alt profil de anvelopă. Alege fiecare. Ce probleme se găsesc la mașina asta, la Samurai? Probleme, care fi problemele lor? Hibele, știi că nu există probleme mașină. Probleme prea mari nu sunt, pentru că e o mașină foarte simplă, punte rigidă față, punte rigidă spate și fără electronică. Adică totul mecanic. Doar poate să se rupă ceva, adică o okay. rezolvi prin sudură. Ok, ai un aparat de sudură la tine tot timpul. Un electrod. Un electrod, îl pui la baterie și o sudezi. De când ai mașina, de cât timp? De 3 ani. De 3 ani. De 3 ani faci ieșiri în continuu. De 3 ani fac ieșiri, de 3 ani am pus câte ceva pe ea, adică am upgradat-o. Ce probleme ai întâmpinat în ăștia 3 ani? De câte ori s-a stricat în teren, de exemplu? Odată s-a rupt o prindere de amortizor, dar am putut continua. Odată am îndoit o aripă pentru că m-am pus puțin pe o parte, de am pus-o pe roți, da. Da. Okay. Și o punte strâmbă atât. Da, e rezistentă, ca să zic așa, în condiția în care... Tu mergi aproape săptămânal la munte undeva, faci un traseu, te duci, te plimbi, faci tu ceva, adică mi se pare că e o foarte fiabilă mașina. Da. Ce consum ai acum de, cu mașina asta? Combinat 10. Bă, ține și cu casa, poți să faci și taxi.
dacă vrei. Bun, ce planuri ai pentru mașină? Modificăm, punem 35-uri, 40-uri, 5 Monster Truck. Dacă o mai țin, da, am un plan să-i pun roți mai mari. Dacă o vând, o să-mi iau altă bază la care să-i pot pune roți mai mari din start. Ok. Adică o caroserie mai mare, să renunț la pădure și să... Faci plimbări, ca noi. Să fac și eu plimbări cu băieții la mol. Boșorogi. Noi la mol, mai urcăm în bordură, poc, poze. Ia vezi, bă, ia vezi, bă, cum stai aici. Ia vezi, bă, cum flexează aici, bă, pe bordurica asta. Mașina este foarte frumoasă din punctul meu de vedere. Mulțumesc. Arată foarte bine, merge în teren, eu am văzut-o că merge. Samurai e o mașină ușoară, care e ușoară și chiar face off-road extrem din punctul meu de vedere. Adică exact cum ai zis tu, niște Simex-uri și mașina un pic ridicată și merge aproape peste tot. Îți depășește limitele cel puțin dacă ești începător și nu știi despre ce e vorba. Cum... Poți foarte ușor să te răstori. Da, poți foarte ușor să te răstori. În sfârșit, mașina merge mai bine decât știi tu să mergi la început și e bine să nu vă aruncați cu capul înainte, să o luați încet, pentru că dacă vă aruncați cu capul înainte, nu faceți altceva decât să băgați mâna adânc în buzunar, pentru că na, orice se strică trebuie reparat și atunci costă. Da, costă. Unde ți-ai făcut modificările? Le-ai făcut tu? Le-ai făcut la ateliere? Modificările o parte le-am făcut eu, adică ce ține de puntea spate am făcut for link și l-am făcut singur, iar ce ține de partea mecanică la diferite servisuri prin București. Da, deci există oameni care se pricep sau care ajută sau aparate de sudură, așa că nu e atât de complicat. YouTube-ul vă arată aproape orice lucru pe care vreți să-l vedeți acolo. Sunt oameni care fac review-uri și pun și montează lucruri și așa mai departe. Bun, spune-ne cât de complicat a fost să montezi motorul de BMW pe Samurai și ce... Motorul în sine nu este foarte complicat de montat, trebuie doar aliniat motorul să vină perfect cu cardanul, fiind un cardan foarte scurt între motor și cutia de transfer. Okay. Da, și acolo este singura problemă. Partea electrică trebuie să se ocupe cineva care știe să nu ai probleme să-ți întrerupă, să pornească, să... Bun, partea electrică probleme. Ține de un electrician. Clar, bănuiesc că nu e nicio acolo, vezi că trebuie să legi firele alea invers decât ar trebui să le legi ca să funcționeze. Dar aliniatul motorului te referi la niște suporți de motor custom, nu? Niște suporți de motor custom, ca idee, băieții care mi-au pus mie motorul, au scos motorul și l-au băcat de vreo 7 ori de pe mașină, doar ca să modifice suporții, da, de fiecare. Nu există să cumperi deja suporții, nu. Nu există să cumperi deja. Sau poate există, pentru... i-a făcut cineva care a montat 5 motoare 1.8S pe Samurai și a făcut suport și știe exact cum vine. Eu unde l-am montat a fost pentru prima oară când am montat așa ceva pe o mașină de off-road. Și s-a chinuit puțin la deci suporții de motor. Deci nu ai un site unde zici cum sunt la mai multe mai. Domne, suport de BMW pe Nissan Patrol. Da, cumperi de acolo. Placă, adaptoare la cutie, nu știu ce. Da, costă 250 de euro. Deci trebuie făcut totul custom. Da, motorul îl pui pe mașină cu tot cu cutia de BMW. Cutia de BMW fiind puțin mai lungă, rămâne cardanul mai scurt. Și pe cardan trebuie să ai culisantă și două cruci. Una de care vine pe reductorul de fabrică, au loc. Rămâne cardanul de 26 de centimetri. 26 de centimetri în care ai două cruci și o culisantă? Două cruci. Nu mai e cardan. Nu mai e cardan. Ai... Sunt doar culisantele n-are și crucile sudate. N-are cardan, de el. Nici cardan n-ai. Ia arată-ne cardanul cu metre. Ia scoate-mă cardanul la Samurai-ul ăla și ieși cu el pe interval. Păi, ce cardanul am eu?
Bun, deci astea sunt modificările motorului, totul custom. Calculatorul de BMW bănuiesc, deci fără probleme, exact. Lege electrica mașinii, caroserie, farul, lumini și așa mai departe. Și e totul funcțional și ai 140 de cai. Câți cai dezvolta el înainte cu motorul 78 lui? 78 de cai. 1.4, 1.3. 1.3. Carburație, injecție? Injecție. Bă, mare lucru. Da. Mare lucru. Ăsta nu are injecție. Ăsta nu are injecție, mare lucru. Dar na, exact cum ai spus și tu, fiind o mașină cu multă mecanică și așa, se repară mai ușor și nu îți dă probabil atât de multe bătăi de cap, că bă, e calculatorul, e nu știu ce senzor, e sonda, e nu știu ce, e complicat cu mașinile astea cu multă electronică și da, multă dacă tehnologie. Dacă ai un aparat bun de sudură, poți să o repari. Da, de fiecare dată. Da, de fiecare dată în teren. Asta e un lucru bun, pentru că na, dacă faci, eu știu, expediție sau pleci singur, cum pleci tu pe munte de nebun, e nasol să rămâi acolo, știi? Să vii pe jos. Bă, trebuie să vin pe jos. Nu e plăcut, știi? Asta am pățit cu ATV-ul și așa am ajuns la Samurai. Da. L-am stricat în pădure și a trebuit să merg până acasă pe jos, să vin cu alt ATV să-l scot pe la stricat. Da, nasol. Nasol momentul și e bine că atunci când faceți escapade de genul ăsta în off-road, să nu merge singuri sau dacă merge singuri că asta e situația, măcar să știe cineva de voi, băi, vin, vezi că la 4 mă întorc, dacă n-am venit până la 4, e clar, am rămas acolo, vrei să mă scoateți că mă mănâncă lupii. Da, pentru că în general pe munte nu prea este semnal la exact. Telefon și e complicat, nu poți să anunți pe nimeni că ai plecat, ai rămas, na, s-a stricat, vină cu aparatul, ia lopata și așa mai departe. Și se pot întâmpla lucruri neplăcute. Am văzut în atâția ani la off-road din distracție, ha-ha-ha, bem și noi un pahar, bem și noi ceva, oameni răsturnați cu mașini în situații nasoale, periculoase. Deci nu trebuie luat chiar așa în glumă, hai că mergem noi la off-road. Da, mergi la off-road, dar au fost oameni care au murit la off-road. Nu e chiar așa. Sunt oameni cu experiență care au mers, au consumat băuturi alcoolice și normal, atunci când consum băuturi alcoolice iese șmecheria din fiecare și șoferia și curajul, că despre asta e vorba, de instinctul de conservare, și se întâmplă lucruri nasoale. Corect. Și financiar și pe partea altă, unde na, e mai greu. Dacă considerați că este util și mai aveți întrebări, de exemplu, îi le puneți domnului pe Instagram, că o să-i apară aici ID-ul. Dacă vrea să vă răspundă, vă răspunde, dacă nu, nu. Nu e obligat, adică să nu am semnat niciun contract cu el. Băi, dacă ai apărut la Stax, vezi că 2-3 ani te întreabă oamenii unde își schimbă ambreiajul, unde. Am avut o discuție apropo de chestia asta cu un domn care m-a întrebat unde își poate întări un volant. Mă bucur și apreciez faptul că a știut să pronunțe corect volant, unde poate să-l întărească. Și ne-a scris pe pagina Stax. Și eu i-am explicat că cu mare drag îi răspund atunci când sunt live pe Instagram, că eu am spus că oamenii poate să mă întrebe. Dar nu înțeleg de ce apelează la Stax TV pentru un sfat de genul ăsta, pentru că noi suntem o emisiune. Sunt curios, dar de ce n-a întrebat la Top Gear? Că ea-s mai buni, adică știi, știe toată lumea. Dai seama, și băi, știu eu pe Vasile din Irlanda. Cum intri în Irlanda pe stânga? Dacă vezi pe ambreiaje și volant cu dublu masă, n-ai înțeles și cum le face, mănânci de pe ele. Bun, deci dacă aveți întrebări pentru el, îi le scrieți pe Instagram. Dacă aveți întrebări pentru noi legate de emisiune, vă aștept cu drag pe pagina Stax cu mesaje. Sugestiile este ok, le-am primit pe toate, le știm pe toate. Data viitoare probabil o să facem o emisiune într-o navetă spațială cu niște scaune Recaro pe care o să le aducem noi cu Passatul Break sau cu Ieta. Share dacă vi se pare util sau cel puțin amuzant sau penibil, eu sau nu, ceva, orice vreți voi. Share, subscribe pentru a fi primul pe YouTube, pentru a fi notificați în clipa în care apare un episod de la Stax, extra sau episod filmat, emisiune și așa mai departe. Și ne vedem când ne întâlnim.